Sever, Vă pup, sapă cu să vă trăiască apă. familia Exact. voastră și tot ce vă doriți. Bă, fraților, vreau să mai fac și eu încă un vlog cu Neamănuță despre Stoicov, despre tata, pentru că ăla mi l-a scos direct YouTube-ul și restul, că era să auzea muzică și ăla și nu mai se vede. Acum care vă face plăcere să vă uitați, vă pup cu drag, ce să vă zic. Păi, te pup, Neama. Dă-i liniște acolo, stăți, cum se mătă. Putem vorbi de Stoicov numai și numai lucruri frumoase. Am copilării cu el, ne cunoșteam foarte bine, Dumnezeu să-l ierte, nu mai iert între noi. Dumnezeu să-l ierte. Am făcut foarte multă pușcărie cu el. V-am mai spus, nu e o bravură când spui că ai făcut pușcărie, dar cam ce ați vrea să-l spun, facultate, academie, pușcărie. Ne-am întâlnit la pușcărie, după ce eram prieteni afară, eram tineri și noi puși, cum s-ar spune, copii de 20-20 ceva de ani. Am mâncat foarte mult timp împreună, ne-am mâncat amaro acolo foarte mult timp. Scandalul bătăi, vă dați seama, de, pentru că trebuia să supraviețuiești. Stoicov era unul din oameni, un bărbat foarte elegant, foarte frumos, prezentabil, tot Dudeștiul știe, toți care ascultă și astea. Îl cunosc, știe cine este, a ajutat foarte multă lume, era un om foarte respectabil, cu bun simț, care toată viața a alergat pentru familia lui și pentru copiii lui. Anii au trecut, nu ne-am mai întâlnit, el a plecat în sănătate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el, și-a luat o pedeapsă mare în sănătate, a rezolvat, a scăpat de ea, a venit în țară. A căzut iar în detenție, dacă după câte mi-aduc aminte. Ne-am întâlnit iar. V-ați întâlnit și acum, ultima oară? Da? Da, a plecat la... Ce am spus, ce a spus Ion aici, a plecat la Mărgineni. Da. Ne-am întâlnit și ultima oară. Ne-am întâlnit și înainte, când poate ați ascultat celelalte vlog înregistrări. Cu bătăile care s-au făcut cu mine, cu el, cu cei din interior, dinăuntru. Scandalul și bătaia cu Cezar în clubul Rahovei, în Rahova veche, nu în Rahova nouă. Un om fantastic, un om cu bun simț, un om care trebuie respectat. Și după moartea lui, știți cum e proverbul acela, cum se spune legendele. Noi am rămas așa zisele, cum se spune legende. Da, legendele detenției pentru a învăța pe ceilalți care vin din urmă, tineretul sau cei care vor cade în detenție, vor ajunge acolo, să învețe să respecte, să învețe să fie oameni adevărați, să ajutători, ceea ce se întâmplă și acum cu mine, că sunt ajutat de prieteni, de acest om. Deci puteți realiza că încă nu m-au uitat prietenii buni care sunt adevărați și respectoși, după zeci de ani de zile nu m-au uitat. Deci, lucruri frumoase care pot vorbi și v-am spus, am vorbit de el și vorbesc de el, pentru că lucruri urâte nu am ce să vorbesc, că n-am cum să le vorbesc. Una, că n-am cum să le vorbesc și nu am făcut lucruri urâte. Nu prăduitor, nu jepcar, nu jigodie, nu nimic. Un băiat cu bun simț, un băiat respectat, că acum o să vă interesați și o să vedeți că ceea ce spune e adevărat. Și vă închipuiți, dacă am mâncat atâta timp cu el, ați ani de zile, am fost împreună și în libertate și în interiorul penitenciarilor, nu mai într-un penitenciar, ci în 3-4 penitenciare, vă dați seama că nu stătea un om fraier sau un om oșigodie lângă mine. Îi cunosc familia, eu respect. Și noi te respectăm puțin, Neamănuță. Deci ca tatăl nostru. Un om fantastic. Un om fantastic care cât voi trăi, îl voi iubi, voi vorbi numai frumos, pentru că altceva v-am spus, n-am cum să vorbesc. Plus dudeștenii, toți care sunt după Dudești, toți îl respectă și a fost respectat. Era de o eleganță chiar fantastică. Toți cei din oraș care știe orașul, cunosc
cum era înainte, așa, cum se spunea între noi, orașul. Deci toți îl cunoști, știe cine este și... Deci, ce pot spune altceva decât aceste lucruri frumoase? Pentru că dacă aș intra în discuții, mi-ar trebui ore să încep să spun despre mine, despre el în timpul detenției, cum trăiam, cum ne descurcam, ceea ce făceam și asta. Mi-ar trebui... O întrebare să spune la mănuță, se poate? Da, te rog. După ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în Club Solea, voi ați fost împreună și în alte penitenciare, nu? Da. Și poți să-mi spui din alte penitenciare o interacțiune când erai cu tata sau când era tata acolo și mama tale? Da, interacțiune, la ce te referi? La orice. Interacțiune eu înțeleg decât o ceartă, o discuție cu eu, o cu ceartă, el, cu alții și astea. Exact, da. Da, da, foarte multe. Dovadă că în Poarta Albă, el n-a stat mult în Poarta Albă, a dat recursul la București, a fost trimis pe cursă cu mine în Poarta Albă, avea recursul la București, a stat decât vreo 6 luni de zile, dacă mi-aduc bine aminte, sigur nu pot să vă spun, dar 6 luni ți-l spun sigur. Am făcut destule bătăi acolo și cu cei de la pedepse mari, cu acel Titi Gavilescu, care era șeful șefilor din meseviștilor din Poarta Albă, cât și rechinilor recidiviștilor din Poarta Albă. Rechinii spunea? Da, la toți recidiviștii care erau de mai multe ori la pârnaie, nu de o dată, de două ori, porecla lor care era dată în timpul detenției, în Poarta Albă vorbesc, că în celelalte penitenciare spunea recidiviști. Da, da. În Poarta Albă le spunea rechini. Vă dați seama că acolo, cum spune la rechini, era toți din întreaga țară, toți deținuți din întreaga, cum s-a spune, crema. Lucram atunci, pot să spun, și vă poate confirma și câțiva foști deținuți, că acum sunt oameni serioși, sunt în vârstă, ce s-a întâmplat la muncă în Poarta Albă. Aveam punctele de muncă unde am muncit cu el. Eram brigadier la Poarta Albă, la cariera de piatră Ovidiu, unde împreună cu câțiva deținuți, când era de astfel de interacțiune, era și Stoicov acolo, am aruncat toată cariera de piatră în aer. Acele dinamite care se bagă în niște găuri, da, pentru a sparge calcarul la stâncile alea care sunt mașinile să le încarce, ei băgau o dinamită și arunca în aer. Noi trebuia să ne retragem la aproximativ 50-100 de metri să împățim ceva. Dacă eram copii zăpăciți de 20-21 de ani, mi-a pus acel cu cornițe, le-am furat dinamitele lui gradiere sau cum se numesc, care umbla cu ele, era o cutie, ne-am dus și am băgat și noi în gaură și am dat foc la fitile, la... Mamă, la toate? La toate alea, la 5-6 dinamite de-astea. Mamă! Rotunde, mari, de vreo 40 de centimetri lungime, care era lungi așa, ca niște tuburi colorate. Și am băgat toată cariera în aer. De s-a dus, mai vedea nimeni. Au venit mașinile de dubere, au chemat imediat polițiile din Ovidiu de acolo, poliția, penitenciar a trimis dubele și ne-au luat cu japca de acolo și ne-au izolat. Ne-au izolat și ne-au trimis, unde credeți, în Balt, la Tulcea. La pe Chilia Veche, nu? Da. Nu, la Tulcea. A, la Tulcea. Chilia Veche era o colonie a penitenciarului Tulcea. Am fost și la Chilia pe Bacul 4, unde era vestitul Bac 4 de cei mai trăcoși, mai bengoși pe deținuții țării astea. Stoicov n-a stat mult cu mine acolo, pentru că el a plecat, v-am spus, la București, pentru că trebuia să avea recursul la București. După aia ne-am întâlnit, eu am plecat din Chilia și ne-am întâlnit înapoi, m-am întâlnit înapoi cu Stoicov în Rahova, care Rahova era penitenciarul de bază.
Acolo se ducea și veneau toți. Da, toată țara asta. La Racova și la Jilava. Veneau la recurs din întreaga țară. Se iau tranzite, cum ar veni. Nu tranzit. Da? Era un fel de penitenciare stabile, de sine stătătoare. Cei care erau în țară, în orașele din țara, această țară, după ce terminau toate căile de atac în tribunalele lor, da. Aveau ultima cale de atac, recursul la Tribunalul Suprem București. Aha. Ei acolo nu aveau Tribunal Suprem. Și atunci făceau recurs la Tribunalul Suprem București. Erau aduși cu dubele trenurile, erau aduși la București. Și unde putea să-i bage decât în penitenciarul Racova și sau Jilava, da. Stăteau un anumit timp până se termina reclusul, aproximativ între 3 luni și 6 luni, și erau trimiși înapoi în penitenciarul de bază. Da, de unde au venit. Plecat. Ne-am întâlnit acolo, am stat. Asta poate să confirme bunătatea acestui om Stoicov și bunul simț al lui. Eram pe timpul atunci în Racova, era Nicu Vătășanu, era Dadin, vorbesc de Vătășeni, Floreață, care l-a lăsat Nicu Vătășanu. Uite, poate să confirme dacă Nicu Vătășanu și Dadin ascultă astea, poate să confirme că tata Manuță cu Stoicov a avut grijă de Floreață. Floreață Vătășanu, că era nepotul lor. Dumnezeu să-l ierte că a murit. Ha? Deci, în rest, ce aș putea spune despre el, pentru că v-am spus, mi-ar trebui zile să stau să vă povestesc cum trăiam în pușcărie, cum mâncam, cum ne băteam, cum aplanam unele discuții între deținuți. Vă dați seama, era un om solid, un om foarte bine legat, înalt, la aproximativ avea 1,80 m, 1,85 m. Da. Era foarte, foarte solid, încă și acum am tatuajul lui pe mâna stângă. Țineam enorm, enorm, enorm de mult la el și el la mine. Eram prieteni intimi, nedespărțiți poate în timpul detenției. Iar afară, când ne eliberam, ne ajutam reciproc după posibilitățile care aveam fiecare. Corect. Mulțumim frumos, Nea Mănuță. Îți mulțumim mult de tot, tată. Sănătate. Te pup, te iubești. Doamne, ajută la toată lumea. Dumnezeu să lete să fie țărna ușoară. Dumnezeu să lete să fie țărna ușoară. Bă, fraților, a trebuit să fac vlogul ăsta din nou cu tata. Atunci eram acolo și a prea multă gălăgie, prea multă chestie. Acum poate o fi o chestie să nu mai le scoată YouTube-ul, să nu mai dărâme jos din astea. Ce pot să vă zic? O să pun mai pe seară și detenția anilor 70-80, că mi-ai spus-o mai tare. Exact. Le vedeți și voi, e în două părți, o să prepunem în părți, așa, ca să vedeți și diferența voi. Diferența de detenția care a fost, ca, dacă ați ascult, felul de trai în acele penitenciare pe timpul 70, 60 ceva, 70 și stilul de viață, de trai al deținuților între anii 80, 85, 90. N-am ajuns acolo. În 90-2000. Da, când ai fost matale de stat. Da, când am terminat 15 ani atunci. 15 ani, da. M-am liberat în 2010. Păi eu în 99 te-am prins pe a doua, când m-am mutat după 5 ani. Da. Mă legase lumea, m-a făcut se praf. Da? Nici nu mai vorbesc cine. Lumea șmechere. Ce să mai zic? Fratele vostru și vă doresc o zi frumoasă, plăcută la toată lumea. Și geanez voi. Băgăm pe dreapta, pe stânga, să fie bine. Hai, vă pup, sănătate, numai bine.